Elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din lunile iunie-iulie se află acum în plin proces de desfășurare a probelor pentru ceea ce se cheamă bacalaureat sesiunea de toamnă. Acest examen al maturității se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării, care a fixat și calendarul de desfășurare al probelor. Începând cu data de 16 august 2016, au debutat și probele examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2016. În data de 17 august s-a susținut proba A a examenului de bacalaureat, probă pentru evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Rezultatele înregistrate în urma desfășurării acestei probe sunt următoarele. Au fost înscriși 146 de candidați, din care au demonstrat competențe de nivel mediu 17, de nivel avansat 36 și de nivel experimentat 67. Nu au fost prezenți pentru susținerea probei 26 de candidați, nu a fost eliminat niciun candidat. În conformitate cu prevederile calendarului de desfășurare a examenului, se vor desfășura și probele de certificare a competențelor digitale și vor începe probele scrise la disciplinele obligatorii și la alegere. Pentru a veni în sprijinul candidaților înscriși în sesiunea august-septembrie, o putem picui din calendarul examenului de bacalaureat această sesiune pe care noi o denumim sesiunea de toamnă. Vă spuneam că în perioada 16-17 august au avut loc evaluări ale competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. În această perioadă, 16-17 august, are loc și evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, probă B. 17-19 august, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C. 18-19 august, evaluarea competențelor digitale, proba D. Și începând cu data de 22 august, urmează să se organizeze probele scrise. Prima probă scrisă va avea loc la limba română, urmată de proba în limba maternă pentru județele în care se învață într-o limbă maternă și apoi proba scrisă la matematică și la profilul obligatoriu. În 22 august are loc proba scrisă denumită proba EA la limba și literatura română, în 23 august limba și literatura maternă, în 24 august proba obligatorie a profilului denumită proba EC, în 26 august, proba la alegerea profilului și specializării, proba ED. 29 august, zi în care se vor afișa rezultatele, până la ora 16. În aceeași zi se vor depune contestațiile, în intervalul de timp 16-20. 30-31 august vor fi rezolvate contestațiile și pe 1 septembrie 2016 vor fi afișate rezultatele finale. În data de 29 august se vor afișa rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, în aceeași zi urmând a se depune contestațiile între orele 16 și 20. În zilele de 30 și 31 august se vor rezolva eventualele contestații, urmând ca în ziua de 1 septembrie să se afișeze rezultatele finale.